Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod din seria asta cu Sam. Astăzi ne plictisim ca de obicei. Iar astăzi o să îmi perforez mai mult skill-ul la carieră. Am skill-ul 4 și 223 de ture din 450. Deci trebuie să muncesc de acum încolo cât am muncit până aici. Deci cât am muncit pentru 4 skill-uri, trebuie să muncesc la 4 skill-ul 5. Dracu, cât fac eu 200 ture pentru skill-ul 5? Haideți să vă mai zic noutățile care s-au întâmplat în perioada care n-am mai postat. Și motivul pentru care n-am mai postat zilele astea. Am avut defecțiuni mari cu internetul. Și de-abia erau venit băieții de la RCS. Scria pe rută wireless, era aprins LED-ul cu LOS. Adică nu se primea semnal la internet. Au venit băieții, s-au uitat pe routerul de la ei, totul ok, conectorii, ok, totul era ok, nu era niciun cablu îndoit. Și s-au pus să schimbe cablul de la internet fibra optică, până a dat roade această metodă, până la băieții și-au făcut treaba bine înțeles, paintball. Primul 10.000, locație Fine Beast 34, acum descrie mai multe detalii pe. Ok, și mă uitam pe canal și am văzut o creștere așa, din punctul meu de vedere, plăcută. Am ajuns la minunata sumă de 818 abonați, în condițiile în care acum 3-4 zile aveam 800 de abonați. Iar pentru acest fapt, țin să vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de acest canal și unii chiar îi doresc creșterea. Și canalului, dar și mie ca persoană creatoare de content. După cum v-am promis, din toamnă o să vină multe surprize pe acest canal. Dar până atunci ne delectăm și noi cu Sam. Și poate un videoclip ocazional cu alte jocuri. Hai să dăm puțin pe stats. Uitați-vă cât gold am strâns, dragi prieteni. 610 gold. Foarte, foarte fain. Pot să-mi iau chestii șmechere de 600 gold din punctul meu de vedere, shop. Cu 600 gold pot să-mi iau 100k. Să-mi schimb nick-ul, hide and color la mașină. Vehicle extra, asta e șmecheră. A, ba nu, 800, a, să mă trag. Pot să-mi iau de 2 ori. Pe 2 luni cont premium. O să-mi expire asta în 2 zile. O să-mi iau pe o lună mai probabil. Și trebuie să mai vină gold-ul pe levele. Plus poate mai fac niște achievement-uri. Cum am făcut? O să-ți vă arăt. Priviți. Uite, frate, deci am făcut o cursă acum că m-am reapucat de carieră și am primit 3 achievement-uri, 30 de gold și 3k. Ce tare. Deci e faină ideea asta, frate, cu achievement-urile. Nu mai dă și nouă șanse la gold, că e 10, că e 1k. E foarte bine, costă 130 ceva. Și dacă ești un jucător complet, de ce să nu ai beneficiul ăsta? Uite ce mai faci la level, ce mai faci cu astea. Poate mai bagi și un 5 euro sau 4 euro într-un paysafe și mai dau aia niște gold și ai viitor asigurat pe serverul de la RPG, care o fi el la, mă rog. Și am zis că astăzi fac level 13, deci fac 630 de astea de gold. Din punctul de vedere am un gold ca număr ok, având în vedere că n-am donat și este doar când îmi iau cont premium. Deci dacă adunam cu 180, puteam să-mi iau un extra vehicle, pardon. Și dragi, uite, am terminat morții mei de la pus, mai sunt și cu betonira. Am terminat quest-ul de la Pokémon. Stați puțin să văd dacă este posibil o chestie. Sunt curios de o chestie. Nu, mai puțin până în unde-i frățicule. Nu, asta e geană. Stai să-l redenumim Pokémon.
Ia să dacă la OBS pot să adaug un dispozitiv de captură video, nu? CRB, slideshow de imagini, captură monitor. Un dispozitiv nu pot să adaug. Ăla e canal de filmare, înțelegi tu. CLR browser, ce e ăla? Poate trebuie cum oprește filmarea. A, nu boss, nu vreau asta. Vreau să dau un video dacă pot să pun la OBS. Captură monitor. Hai totul să vă arăt pe monitor. 2 1270 720. Și după cum vedeți, suntem aici. Asta să pornim și ăsta. Sper că îl vedeți. Și priviți, am avut aici beneficiul și câștigul. Am făcut și un screen să mă dau și un șmecher, dar mai bine puneam poză, dracu. Haideți acum să oprim asta și să revenim la jocul nostru. Ați văzut că am terminat și quest-ul, am luat 200 gold, absolut genial. Skin-ul ăsta care l-am eu acum cu cagula asta pe față. Respect point-urile m-au ajutat să fac levelul. Dă-te mă că iau wanted din cauza ta și să fac post. Am mai luat 100k, bani de care pot să folosesc. Evadare și jaf, puncte importante. A fost un quest fain, dar și obositor în același timp. 150 de Pokémon nu sunt la îndemâna oricui să-i prindă. Eu l-am antrenat în 2 zile de joc, nu 2 zile 48 de ore. Ați înțeles ideea la care făceam eu referire. Ia, hai să încercăm aici un triplu salt cu șurub, cu echer. Băi, frate, România a avut o prestație mai dezamăgitoare la Jocurile Olimpice de la Rio din anul acesta. Din păcate, aseară, cei doi gimnaști, Cătălina Pămâș și Marian Răgulescu, dacă nu-i greșesc numele, n-au reușit să se lupte pentru medalii, decât Marian, care a fost la egalitate cu locul 3 și doar execuția a fost un punct de departajare pentru cei doi sportivi, iar românul nostru a rămas în daună, că exigențul a fost mai imperfect față de al chinezului. Oricum, asta este, avem o medalie de argint la tenis, care, ce bine, ce bine, ce bine, ce bine, care ce puțin pe mine mă face mândru. Este o medalie greu de obținut din punctul meu de vedere. Trebuie 10 ore pentru gift, da, boss, da. Bărăzvi. Tu la ce oră mai dus contul să iau get gift-ul? La ce oră am luat get gift-ul eu? Cu nu mai dus? Oh, cine ești mă așa mă, Dodel? Ai 16 secunde, ești cu 16 secunde, mă, o să iau get gift, o să ce primească, poate mai primească 50 gold. Aoleu, un pizda, mă, ti mă faci să mă duc. Da, m-am dus cu betonira. Du-te, dracu, determinat ce ești, mă, fac să bat atâta drumul degeaba. Ce dracu e punctul la roșu? A, nu, a făcut bum ceva, da. Du-te, dracu, determinat, fac să mănânc drumul de pomană. Vorbește, dracu, frumos, te iau de maică ta. Și iau copyright pentru melodia ta, că-ți bagi tu nu știu ce. Zi, mă, cam pe la cât mai dus să iau get gift-ul, ca să știu că mă duc și eu. La ce oră mai luat tu get gift-ul? 10, 11, 1, 2. 12, 11. 12, 11, du-te. Împușcă-te. 6 ore. Hai mai fac o tură și maestru Pokémonilor. 1, 2, 4, 7, 8. L-am ter... Oh!
Aoleo, ce prostie făcui, să mă ierte Dumnezeu. L-am terminat. Hai că explodăm, ne ducem acasă și încheiem episodul acesta scurt de 10 minute. Ne-am reauzit și noi după ceva timp. Păcat că n-a apusat zilele astea. Dar revenim. Eu în continuare sunt la Palatul lui Andrei. Stați că am primit un mesaj. Ok, deci în continuare sunt la Palatul Andrei, unde sunt băieți de toate felurile. Deci data viitoare nu a fost aliniar, până data viitoare eu vă urez chiar toate cele bune. Nu uitați să vă abonați la canal dacă n-ați făcut-o până acum. Dați un like acestui videoclip că mă motivează. Iar până data viitoare eu vă urez toate cele bune. Ne reauzim cu următorul videoclip. Cine vrea barcă de aici să-mi spună. Baftă!